Tu ce îți dorești de la un telefon? Să ai semnal bun peste tot, să ai un ecran luminos pe care să vezi filme și seriale în condiții bune, să poți face fotografii și filme la un nivel optim, să aibă o baterie care să te țină cât mai mult, mai sunt și alte criterii. Cu siguranță, la unele dintre ele, Oppo Reno 5 Lite reprezintă o soluție optimă, la altele însă nu. Am testat Oppo Reno 5 Lite timp de o săptămână. Cu bune, cu rele, acest telefon este fără îndoială o soluție pentru cei aflați în căutarea unui telefon optim la un preț decent. Costă numai 1700 de lei. Merită însă achiziția. Haideți mai întâi să vedem unboxing-ul acestui telefon. Hai să vedem cum arată Oppo Reno 5 Lite sau Oppo Reno 5 Lite. De pildă, cum îi spui, Reno parcă vine de la Renault. Reno Lite, Reno parcă vine de la Rinocer, nu știu cum să vă zic. Cert este că așa arată telefonul, vine într-o cutie de o culoare nouă. E pentru prima dată când văd la Oppo această cutie. Un design modern, o cutie groasă care ne arată practic că înăuntru o să primești și un încărcător, ceea ce este o opțiune mai rară în ziua de azi, cel puțin în zona de flagship-uri. Și probabil și alte surprize. Mă aștept și la căști, mă aștept și la o carcasă de plastic pentru acest telefon. Hai să desfacem cutia. Ca de fiecare dată, asigurați-vă că atunci când cumpărați un telefon, acest telefon are sigiliile aplicate și că nu a fost umblat în el. Acest lucru este și în cazul nostru. Chiar ne spune că înăuntru avem manualul de utilizare, declarație de conformitate, adaptor, cablu de încărcare USB, căști, cheița SIM, husă. Deci cam tot ce e nevoie pentru a avea un telefon în ziua de astăzi, la un preț foarte, foarte bun. V-am zis, telefonul ăsta e din gama medie, nu e un telefon scump, așa că ar trebui să facă niște lucruri interesante din punctul meu de vedere. Bineînțeles că aici cred că avem manualul de utilizare și cu siguranță asta este. Și înăuntru avem inclusiv cheița pentru SIM și această carcasă din silicon, cred că un plastic siliconat, care va veni direct pe telefon și care îți va permite practic să îți protejezi carcasa telefonului. Trecem de zona de manuale pentru că nu ne interesează. Așa arată telefonul. Cam așa vine împachetat. Mergem mai departe și după aceea ne uităm la telefon. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Încă un plastic, un carton. Cablu de încărcare pe USB Type-C. Hai să-l și desfacem, să vedem exact. Un cablu foarte, foarte gros, surprinzător de gros, chiar nu mă așteptam să fie atât de gros. Cu o mufa de USB Type-C. Bineînțeles, are cred că un metru, nu are mai mult. Ceea ce oricum e de ajuns pentru ceea ce ți oferă în ziua de azi. Și încărcătorul de la Oppo, un încărcător de 10W, care este capabil de încărcare rapidă până la 30W, ceea ce este foarte, foarte ok. E un lucru bun, asta înseamnă că îți încărcă telefonul destul de repede și am înțeles că cu 5 minute de încărcare poți vedea pe YouTube până la 3 ore. Rămâne de văzut dacă e așa, nu știu exact dacă într-adevăr aceste specificații sunt confirmate de realitate. Căștile, niște căști simple, un cablu cauciucat, căști care arată bine, e o chestie surprinzătoare. Aș mai fi vrut să văd și la alți producători un astfel de accesoriu. Au dispărut, din păcate, de la majoritatea celor care vând astfel de telefoane. E un încărcător, o pereche de căști care merită, pentru că până la urmă noi, dincolo de căștile pe wireless, acestea rămân de bază, alea se mai descarcă, iar dacă ești de pildă într-un avion sau pe un drum lung, s-ar putea ca asta să fie de bază, căștile cu fir, pentru că e greu să-ți încarci căștile obișnuite în timp ce te afli. În rest, nu prea mai e nimic în cutie, asta e cutia goală, foarte multe cartoane, dar hai să vedem telefonul. Telefonul, după cum vedeți și voi, hai să-l și desfacem. Un layout frumos, foarte, foarte frumos layout-ul, chiar îmi place cum arată. Hai să scoatem toate plasticele. Priviți ce culoare frumoasă are acest capac din plastic. Dacă arată într-un fel, arată absolut ok. E un telefon mid-range, adică un telefon din gama medie, dar care, sincer, din punct de vedere vizual, se prezintă foarte, foarte bine. E surprinzător de plăcut. Vine inclusiv cu folie aplicată pe ecran, care probabil o puteți desface de aici. Nu o să o desfac pentru un moment. Dar, în rest, designul arată foarte, foarte ok.
Primul și probabil principalul atu al acestui telefon îl reprezintă modul în care arată Oppo Reno 5 Lite. Chiar arată bine indiferent din ce unghi îl privești. Display-ul AMOLED de 6,4 inch, foarte luminos, este prins într-un șasiu bine definit cu o cameră de selfie discretă care nu deranjează. Spatele telefonului arată de asemenea foarte bine, cu modulul de cameră elegant și acoperit cu materiale de calitate. E un telefon care îl ții foarte bine în mână, adică nu cred că ai o problemă să ții astfel de telefoane care chiar din punctul meu de vedere e optim pentru folosirea obișnuită, îl vezi absolut ok. Pe spate, bineînțeles, ai cei patru senzori și blitzul, pe laterală butoanele de volum, SIM-ul, căsuța pentru SIM și aici butonul de power. Jos, în partea de jos, mufa de încărcare USB Type-C, mufa de căști, un difuzor. Oppo Reno 5 Lite este un telefon sexy fără îndoială, arată chiar mai bine decât device-urile cu care concurează, în principal cu cele de la Samsung. În cât timp se inițializează? Ia, hai să vedem. Dăm drumul, sunt curios dacă e încărcat, dacă are ceva la bord, din punct de vedere al autonomiei. E bineînțeles un telefon cu Android care, atenție, vine cu toată gama de aplicații de la Google, spre deosebire de telefoanele de la Huawei. Telefoanele Oppo vin cu toate aplicațiile Google și simt importante, pentru că Gmail-ul contează, Maps-ul contează, YouTube, nu mai zic de YouTube, și mai sunt câteva aplicații pe care le găsești în Google Play, cum ar fi Netflix, cum ar fi HBO Go. Mă întreabă în ce limbă, bineînțeles că o să alegem română. Următorul, deci a fost un click, da? România, acord utilizator, sunt de acord, îi dau mai departe. Următorul, nu vreau să particip la programul de experiență, mă întreabă dacă leg la rețeaua wireless, da, bineînțeles. Mai departe, se conectează. S-a conectat, continuare, selectarea inteligentă a celei mai bune rețele Wi-Fi. Poți să faci acest lucru, dar nu mă interesează pentru moment. Se caută actualizări, să vedem exact dacă sunt actualizări pentru acest telefon. E interesant că nu m-a întrebat de contul Google. Ah, ba da, mă întreabă și de contul Google, o să-i trec și contul Google acum. Bun. Next up, dacă folosești serviciile Google, bineînțeles că da. Vă pregătim telefonul, poate dura câteva minute. Mă întreabă cum să deblochez telefonul cu parola amprentă sau chip. O să aleg cu amprentă. Ia, hai să vedem cu amprentă. Introduceți parola. Deci mai întâi facem o parolă. Hai să introducem o parolă. Interesant este că o parolă din 6 cifre, nu din 4, cum eram obișnuit. Hai să o întorcem din nou. Bun, actualizare automată peste noapte, nu mă interesează pentru moment. Importați date de pe un telefon vechi, nu, dar poți să faci acest lucru. Următorul. Bun venit. Color OS. Bineînțeles că aceasta este interfața celor de la Oppo. Începe să utilizați. Și acum avem telefonul care vine în standard. Hai să scoatem acest. Hai să vedem ce avem în standard. Calendar, fotografii, magazinul Play, Google Duo, toate aplicațiile de la Google, vedeți și voi, YouTube Music, podcasturi, Google One, bună întreabă, și Google Maps. Și hai să vedem ce mai avem pe ecranul standard. E un lucru foarte mișto, ceea ce îmi place. Ai Netflix-ul în standard instalat deja, Facebook-ul instalat, chestii care le folosești uzual. Vreme, ceas, spațiu pentru jocuri, Relax. Aceasta este o aplicație, am citit despre ea, care îți dă niște sunete. Ia, hai să vedem. Ascultați vara pe malul mării, 30 de minute. Deci dacă vrei să dormi și nu știi cum să dormi, îți pui așa ceva și, în mod normal, ar trebui să te ajute să dormi. Ai o grămadă de variante pe care poți să-l folosești, tot felul de sunete care îți permit să te relaxezi cu ajutorul telefonului. Asta e o chestie interesantă, bineînțeles că mai ai și Twitter, jocuri, ceas, iar în aplicațiile incluse în telefon mai ai compas, clonă telefon, ceas, cameră. Hai să vedem ce mai avem pe aici, Google Drive, magazinul Play, muzică, podcast, recorder, adică poți să folosești telefonul pe post de
de reportofon și cam atâta. Nu sunt foarte, foarte multe aplicații și asta e un lucru bun, pentru că până la urma urmei nici nu vrei decât să-ți instalezi ceea ce-ți dorești tu. Iar dacă îți faci o copie de rezervă de pe un alt telefon, cu siguranță vei folosi acea copie de rezervă. În rest, cam așa arată telefonul, mie mi se pare că arată foarte bine. E un design foarte, foarte ok cu aceste margini rotunjite, ecranul este drept, are niște margini nu atât de pronunțate, ceea ce e un lucru bun. Ecranul este luminos, vedeți și voi cât de luminos este. O să intru puțin în ecran, să dăm la maxim, luminositate la maxim. Și asta îmi place, pentru că ecranul, ia uitați-vă ce luminos e. E foarte luminos și arată foarte bine culorile. Mai mult de atât, poți să te joci pe culori, să-i setezi luminositatea cum îți dorești. Poți să-l treci în modul automat și l-am trecut în modul automat, că atunci când intri în aplicații, ele se vadă pe fundal negru și mie mi se pare că se văd foarte, foarte bine. Arată foarte bine, la prima vedere arată foarte bine în momentul în care îl scoți din cutie. Bineînțeles că mai ai mod silențios, Bluetooth, lanternă, adică poți să folosești lanterna de pe el, să-l folosești ca lanternă, mod avion, rotire automată, ce mai avem pe aici? Efect vizual OCE. Efectul vizual îți permite o afișare mai clară a videoclipurilor. Oh, un lucru interesant, un lucru foarte interesant. L-am dezactivat, că nu mă interesează pentru moment. Confort ochi. În sensul că întotdeauna activat, să nu vezi foarte mult culoarea albastră de pe telefon și vedeți că a căpătat o nuanță puțin mai gălbuie și o să vă arăt asta în momentul în care intrați pe Google, sunt de acord, vedeți că are culoare puțin mai gălbuie și asta ți ajută, adică dacă aș fi scos acest filtru și chiar o să-l scot, confort ochi, ca să vă dați seama care e diferența. Vedeți? E mai albastru. Mult mai albastru față de momentul în care îl pui pe confort ochi și momentul de față e puțin mai galben. E un lucru mai bun pentru că îți protejează ochii. Albastru ăla nu e atât de sănătos pentru ochi. Ce mai avem pe telefon în zona de sus, de setări? Economisire energie, hotspot personal, adică poți de pe acest telefon să dai internet către alte gadgeturi în zona ta. Înregistrare ecran și este un lucru foarte bun, adică îți înregistrează, apăsând pe acest buton, îți înregistrează tot ceea ce faci pe ecran și poți salvezi ulterior. E un lucru foarte, foarte bun. Oppo Share, Screencast, NFC. Screencast îți permite, de exemplu, să... Dacă și continuare, în timpul folosirii. Practic să dai de pe telefonul tot ceea ce livrezi de pe el, adică la ce te uiți, să vezi și pe televizor sau să vezi pe un monitor pe care îl conectezi. Bineînțeles că cel mai ok e să-l vezi pe un televizor, pe un Smart TV care este legat la routerul tău Wi-Fi și e un lucru foarte bun. E un lucru foarte ok. Samsung mai are chestia asta și mi se pare foarte mișto. Un alt tatu al acestui telefon îl reprezintă hardware-ul optim pentru acest nivel de preț. În 2021, Oppo Reno 5 Lite este un telefon pe care te poți baza pentru că procesorul MediaTek Helio P95 tactat la 2,2 GHz lucrează destul de bine împreună cu cei 8 GB de RAM. Când am auzit de MediaTek, ne așteptam la o performanță mediocră, dar nu a fost așa. Oppo Reno 5 Lite rulează optim Androidul 11 modificat cu suita de aplicații Oppo. În tot timpul când l-am testat, telefonul nu s-a blocat, niciuna dintre aplicații nu a înghețat. Experiența în general a fost una ireproșabilă. Un mare atul reprezintă memoria de 8 GB care ajută foarte mult procesorul. În această configurație, telefonul chinezez reprezintă o bună alternativă la telefoanele din gama Samsung Galaxy A, cu care concurează mai ales în România. Un alt atu al acestui telefon reprezintă faptul că rulează aplicațiile de la Google. Pe Oppo Reno 5 Lite ai în standard inclusiv aplicația Netflix. La fel ca la modelul anterior, Oppo folosește un ecran AMOLED foarte luminos, care reușește să redea clipurile de pe YouTube și filmele de pe Netflix la un nivel optim, indiferent din ce unghi privește ecranul. Culorile sunt naturale, frame-urile nu îngheață, practic să te uiți la filme și la review-urile de pe YouTube este o experiență plăcută. Cam așa se vede pe tot ecranul. Bineînțeles că ai senzorul de selfie aici, de 32 de giga aici în partea de jos, dar este o imagine bună. Gândiți-vă că telefonul e din gama medie, nu e un telefon foarte, foarte performant, nu e un telefon de 1000 și ceva de euro, așa că eu zic că merită. Unghiurile de vizionare sunt foarte ok, nu am nicio problemă cu unghiul de vizionare, pasăm o experiență plăcută. Uite, priviți cât de bine îl ții în mână. Și te uiți la chestia asta. Hai să mai facem un lucru. Hai să intrăm pe Netflix, să vedem exact cum se vede și pe Netflix.
Că cred că e important de văzut, pentru că acolo avem o calitate foarte bună a imaginii și o să-i dau la un clip video. Hai să punem Black Hat. Ok. Foarte rapid, pentru că am probleme, să nu am probleme de licență. O să dau mai departe. Și în felul ăsta vedeți și cum se încărcă. Cam așa se vede, o să-i opresc sunetul. Vedeți cam cum se prezintă imaginea pe ecran. Deci se aude numai de pe difuzorul din partea de jos. Foarte interesant acest lucru. Mă așteptam să fie un sunet stereo, dar nu este un sunet stereo. Chiar dacă are două difuzoare, acest difuzor este doar pentru audiția convorbirilor. Și o să mai încerc o dată. Ia-i să vedem exact. Da, este un singur difuzor, ceea ce cred că în zona de filme s-ar putea să fie o problemă, pentru că voi auzi numai din partea asta de aici. Nu e o senzație foarte nasoală. Mi se pare că se aude destul de bine. Ascultați și voi. Ăsta e maxim. Hai să dăm mai încolo. Boxa telefonului nu este proastă. Mai încurcă la un moment dat în altele cu bașii. Hai să vedem o zonă mai... Da, pe ansamblu nu era. Hai să încercăm și ceva mai animat și cu mai multe înalte, să vedem. Ia să vedem, orchestral. Ne-a intrat o reclamă. Ignorați fața personajului. Ia să vedem. Cam încurcă sunetele. Nu-mi place cum se aude, sincer, pe segmentul ăsta. Hai să dăm puțin apoi pe gadgetreport.ro să vedem exact cum se aud vocile. Poate pe zona de voci stă mai bine. Și o să dau Gadget Report. Dacă vreți o mașină electrică și vă gândiți la noua și mult lăudată Dacia Spring, trebuie să știți că s-ar putea să plătiți un preț aproape dublu în comparație cu modelul chinezesc. Parcă se aude mai bine, adică vocea e mult mai bună, acum se aude la maxim. Să ajungă la voi, o puteți cumpăra direct de pe site-ul Alibaba sub numele de Dongfeng. Ne-am obișnuit cu soundul stereo de pe telefoanele de la Samsung cu existența două difuzoare. Oricât ne-am stăduit să omitem acest aspect, n-am reușit. Pentru un telefon de 1700 de lei în 2021, să asculți muzică doar dintr-un singur difuzor cu un sunet mediocru destul de metalic a fost o mare dezamăgire. Nici căștile din pachet nu s-au dovedit a fi o soluție pe măsura așteptărilor. Sunetul are un fâșii destul de pronunțat, iar bașii și înaltele se amestecă destul de ciudat. Este un fâșir care se sizeze indiferent. Am crezut că e ceva din de afară, adică că se înregistrau vocile afară, era o scenă filmată în exterior, dar chiar și interior, în momentul în care dau să aud, am un fâșit în căști și nu înțeleg de ce, pentru că vocile se aud bine, dar se mai aude ceva în background, un fâșit care nu înțeleg ce cu el. Nu sunt niște căști super performante, bineînțeles că dacă vreți niște căști, aveți la dispoziție ziua de azi o grămadă de căști pe Bluetooth foarte, foarte bune, care au și autonomie destul de bună. În rest, după cum vedeți, imaginea e clară, e curată, ecranul e unul absolut ok, n-am nicio problemă cu ecranul, dimpotrivă, cred că pe segmentul ăsta este foarte, foarte bine. La capitolul aturi, fără îndoială trebuie trecute și camerele acestui telefon. Camerele quad de 48 de megapixel, 1 megapixel ultra-wide, 2 megapixel de adâncime și 2 megapixel de macro se descurcă optim în aproape toate scenariile. Fotografiile ies bine atât ziua pe soare puternic cât și noaptea grație software-ului care le ajută să proceseze imaginile la un nivel optim. Cu asistentul de inteligență artificială setat pe automat, telefonul reușește să ofere imagini cu un sharp bun, fără aberații cromatice și cu un background plăcut. Ne-a plăcut faptul că telefonul înțelege foarte bine situațiile de fotografiere și îți oferă cea mai bună soluție atât prin planul cât și planul secund fiind bine definite. Pentru fotografii de Facebook și Instagram, calitatea este una optimă.
un ochi de expert va sesiza totuși că pe automat culorile sunt puțin prea pronunțate, că roșul este prea puternic, că portretele sunt puțin retușate ca să ofere cea mai bună versiune de fotografie și până la urmă nu este deloc un lucru rău. Cei mai mulți utilizatori folosesc filtre de Instagram și alte aplicații pentru a-și optimiza fotografiile. Faptul că Oppo o face din standard nu poate să reprezinte până la urmă decât un lucru bun. Un mare atul reprezintă fotografiile făcute cu zoom maxim la distanță. E surprinzător de bine peste tot ce oferă alte telefoane din gamă în prezent. Și la capitolul filmare, telefonul se descurcă destul de bine. Imaginile sunt captate fără sacadări, în Full HD și chiar 4K. Au fost momente însă în care, în timp ce filmam pe ecran, am sesizat frizuri de imagine care nu s-au văzut în redarea ulterioară. Mi-a plăcut și camera de selfie de 32 de mega, care scoate imagini bune cu unghi larg. Pe ansamblu, camerele se comportă optim pentru un telefon din gama medie. Un alt atu al acestui telefon îl reprezintă autonomia oferită de acumulatorul de 4310 mAh, care se încarcă prin USB Type-C cu încărcătorul din cutie, dar și cu alte cergere pe Type-C, inclusiv de la Samsung. În testele noastre, telefonul a rezistat 11 ore fără să fie pus în priză și s-a încărcat destul de rapid, 70% în 30 de minute, grație încărcătorului de 30W. Ne-au plăcut și funcțiile de optimizare a consumului de energie care permit telefonului să reziste mai mult. Nu le-am folosit, însă ne-a plăcut faptul că în setări afli exact cât va rezista telefonul dacă le activezi. Dacă te uiți la 2-3 episoade pe Netflix, stai pe Facebook, TikTok sau Instagram câteva ore, nu te aștepta ca telefonul să țină mai mult de o zi. Pe seară va trebui să-l pui în priză. Pentru un utilizator normal care folosește telefonul mai mult pentru apeluri și WhatsApp, s-ar putea să-l țină și 24 de ore dacă trece telefonul în modul care consumă mai puțină energie. În ceea ce privește autonomia standard, aberația a fost de sub jumătate de oră, ceea ce este remarcabil. Telefonul ne-a afișat că mai avem baterie pentru 4 ore și jumătate și după 4 ore și 10 minute s-a închis. La alte telefoane, aberațiile sunt și mai mari. Merită achiziția? Depinde ce îți dorești de la un smartphone în 2021. Dacă vrei un telefon cu un preț bun și care să arate bine, Oppo Reno 5 Lite poate fi o soluție optimă. Are un ecran luminos, autonomie de o zi și încărcare rapidă, camere surprinzător de bune și costă numai 1700 de lei. Nu este un telefon 5G, nu are un sunet foarte bun având un singur difuzor și nici nu scoate fotografii de flagship. În schimb, se mișcă repede în aplicații, ai suita Google și poți vedea filme în condiții optime cu niște căști pe Bluetooth. Cele din cutie mai bine nu le puneau. Așa că depinde ce îți dorești, judecând din prisma raportului preț-calitate, noi îl vedem ca fiind un telefon optim pentru cei care nu au pretenții de flagship. E un telefon bine desenat, corect din punct de vedere hardware și cu un preț bun.